doamnelor, nu știu cât să dă domnul Rano timp să vorbesc. A fost că două istoria este veche. Săptămâni am fost la Borona invitat la sărbările Boronei. Au fost câteva mii de persoane, senatori, lume importantă, prefecți și așa mai departe. Au vorbit doar 30 secunde, un minut. Pentru că ei, în Parlament fiind, prea important să vorbească cu oameni simpli. Deci, și mie mi-aduc aminte când domnul primar Ștefan, un bărbat admirabil, care a făcut din Borona o comună minunată, mi-a oferit jumătate de oră. Stau, domnule, am vorbit la 800-1000 de oameni. Ce vreau să vă spun? Sunt din comuna asta de 300 de ani. Mi-am găsit familia în istoria satului Tătărășeni, sunt documentele satului Tătărășeni găsite la Arhivele Iașului. Cartea a apărut în decembrie 2017. Am scos-o pe bani proprii pentru că am făcut o cerere către comună, nu mi-au dat un leu. Pentru că Havrana are 10 pagini istoricul comunii Havrana. Am zis, domnule, am venit de 23 de ani, coleg băiat de facultate, cu prieteni, mai țineți minte? Mai țineți minte? Am mers la școala Balint 8 ani, 8 la Bânearca, 25 la Botoșan și de Rohoi. Zic, să scriu despre Havra, să scriu despre Balinți, să scriu despre Gârbeni. Dar fiindcă familia mea în documente am găsit-o la 1770 ceva, am scris istoria satului Tătărășeni. Aici sunt lucruri extraordinare. Cimitirile sunt pline, ați văzut? Nu mai avem cum să mergi la strămoși. Lilian, o indiferență îngrozitoare față de cei care nu mai sunt, care nu au fost strămoși. Cel puțin la Havra, vine să plâng că n-am fost la strămoși. Și eu am strămoși acolo, toți avem. De aceea am oferit această carte comunei Havra, iar la Paștele care vine am să mă ofer și istoria satului Havra. Doi domni medici de aici, fie ai comunei, ai satului Havrna, au spus, vă, zic, domnule, nu fac nimic pentru Havrna, că te poți pune cu o primărie atât de bogată și mare, când faci o cerere și îți oferă, un leu să te părești o carte, uitați-o, nici măcar răspuns nu mi-au dat. De aceea sunt atât. Dacă voi avea putere vreodată să vorbesc cu oamenilor, voi fi devastator. Nu se poate, inadmisibil. Inadmisibil să, cu una ta, tu să o tratezi, întorci fundul. Să nu zic cuvântul cel drept și adevărat. Că sunt oameni și domn și doamne, prea important sunt ei. Primar, de aceea, domnii doctor X și Y mi-au spus, zâmbat, du-te la Iași, Bătoșani. Voi merge. O săptămână, Arhivele Naționale, e muncă grea. Toate documentele sunt în limba slavă. Eu nu știu documentele satului Havrna, dar ale satului Tătărășeni am identificat eu. Le-am fotocofiat, am dat la un tânăr istoric care știe limba slavă, le-a tradus în limba română. Aici e totul. Mi-am găsit strămoși, nu numai eu, toți strămoși satului Tătărășeni. Satul Tătărășeni a fost de 3 ori comună. În secolul XIX. Suntem vechi. Avem satele astea și 800 de ani. Havra, ai un zi când sărbătoresc nu știu ce, de ziua eroilor. Dar vă întreb, 220 de oameni au murit pentru țară, avem 100 de ani de la Marea Unire. Ce monument vedeți dumneavoastră în centrul civic Havra? Când ei și-au împărțit miliarde! Degradarea asta, rușinea asta, ce monument au cei 200 de bărbați morți pentru patrie, Dogostel? Dogostel, vorbim de cei care au murit pentru patrie din 220 din două războaie mondiale. N-au monument. Dar sunt domni și doamne, au funcții. Rușine. Nici o comună din județ nu-și tratează eroii satului cu atât dispreț ca oficialitățile comunei Havra. De pe acum vă spun, rușine să le fie. Ce vreau să vă spun dumneavoastră? Documentul care menționează întâia oară Havrna, sub numele de Havarola, este de la 8 octombrie 1520. În timpul lui Ștefăniță, nepotul lui Ștefan cel Mare, 1520. Atenție! Boierul Calotă din Havarola vinde altuia
pământul moșiei Havarona, care era la Seliște, altuia. Dar zise documentul. El era nepotul lui Oțel. Eu când eram student, purtam plete și eram tare nevinovat și încrezător cu oamenii, sunt îngeri și drept și bun și sfinți și religioși. Uite, domnul Costel, nu avem de nimeni aici care să ne binecuvinteze adunarea. Noi am venit cu suflet deschise. Ei bine, am găsit un document la arhivele Iași, Havărna, Oțel de Havarona, era sfat domnesc de la Suceava, împreună cu Șendrea de la Dorohoi și Mihail de Dorohoi și Iacco Hudici din Hudești, ei bine Hudești. Deci satul Havărna la 1450 era sat vechi. Nu documentul care menționează prima dată satul. Atunci a apărut satul, nu. Satul a apărut cu sute de ani înainte. Că la satul Tătărășeni și satul Havărna s-au pierdut documentele. Oțel din Havarona avea documente de la Alexandru cel Bun, 1400-1432. Nu mai avem documentele. Eu dacă mă duc și ei, domn doctor, mă plăti drumul și statul la Iași, eu trebuie să văd și acolo. Trebuie multă treabă, o fac pentru că iubesc locurile de aici. Pentru că am îndeal prieteni și la cimitirul Tătărășeni și la cimitirul Havra. La Sultatul Mărin Ciobanu, mare aminte, eu nu uit. Uriașe, îmi scrie memorile în iarnă. Îl vă readuce la viață. Cum l-o uit pe doamna Elena, care mi-a fost prin dirijind în 65-66. Frumoasă, mititică, deșteaptă. Am iubit-o, v-am iubit. Pe toți vă țin minte. Pe toți vă voi readuce la viață în memoriile mele care sunt. Și pe Marin, și pe Vasile Timofte, și pe Ioan Șcropescu, și pe multă lume. Și voi spune doar adevărul. Deci, satul Havra este un sat străvechi. Ca și Marin. Ca și Tătărășeniu, ca și Gârbeniu, care e tipul Alexandru, al lui Vasile Lupu, 1634, primul document. Documentul care, satul cel mai vechi de comuna Havăra, care are un document păstrat, știți care este? Spun în carte, Balințu, 24 aprilie 1435. S-a păstrat documentul, asta e șansa Balințului. Dar asta nu înseamnă că satul Tătărășeni sau Havărna sunt mai puțin vechi. Avem o vechime imensă, 1000 de ani. S-au păstrat documentele, dacă domnul doctor X și Y, nu le dau numele, le-am spus, m-am săturat de vorbe. Eu m-am consumat enorm, inima mea este oarecum obosită, pot să fac oricând un infarct. Eu mă duc toamna asta pentru dragul Havrei la Iași. Păi gata, plătiți, eu nu mă duc pe banii mei. Pe banii mei am făcut-o pentru sat. Mi-am găsit familia. Strămoșul Manole Bravo, Andrei Bravo, Costache Manole, Ioan Costache Manole, Iancu Manole. Și am găsit pe toți strămoșii. Eu sunt capă de linie. Frații mai au copii, poate vor continua. Dar nu m-au vocația memoriei, vocația trecutului. Ca să vă întreb ceva și să vă spun ceva. Degeaba trăiești pe pământ dacă îi uităm pe cei din spatele nostru. Părinți, noi am uitat pe curarul, că noi îi datorăm întâlnirea. Bunici, străbunici și străbunici. Ei sunt, s-au dus. Tot au fost frumoși, tine. Nu mai sunt. De ce tratăm cu dispreț? De ce tratăm cu uitare? Vă jur, am o umilință cumplită că sat comuna Havărna are un monument al eroilor. Măreți cu mare Vișoara, cu mare Gorona, cu mare Vorniceni, cu mare Ungureni, cu mare Hudești, cu mare Mare, cu mare toți. Da, dar toți sunt impozanți și plini de ifose. Știm noi ce valoare are fiecare. Vai, sărman, popor român din Havărna. Cum s-ai lăsat ciolanele toată Europa aceasta sfântă și mare și liberă, iar cei care sunt după tine nu ți-au eternizat numele pe monument. Încă o dată rușine să le fie. Dacă aș avea o putere, i-aș distruge pur și simplu. Aș obliga toată lumea să nu plătească impozite. Nu se poate așa ceva. Să-ți bat joc de 228 de persoane care au murit pentru patrie. Mariți, Tătărășeni, Gârbeni, Havărna. Havarona, Gavaroanele. Că aici erau pădurile Sejar acum 500 de ani. Când am venit eu și pe trec în știe, când jucam fotbal pe terenul acesta, erau 4 Sejari, parcă la Gostat. Când mergeam noi cu școlile și munceam de greu cu partidul. Dar nu știam că partidul ăla era mai sfânt decât odiosul
noroi de astăzi vă place și ne răspunde de destinele națiunii române? Vă place cum arată și destine cine conduce o țară ca România? Vă place când vedeți un ministru care n-are nimic în tărtăcuță, nici măcar tărâțe, că tărâța e bună la porci? N-au nimic în suflet, n-au nimic în inimă, decât că au vocația clanului mafiot organizat și a hoției și a bat jocurei. Asta nu mai este țară. Mi-a spus un prieten azi, și eu mulți prieteni am în lumea asta, românii din Londra mă vor invita. Plec în noiembrie la Londra, mă invită cu una din... Am scos recent o carte și îi mulțumesc că au reuș popularizat cărțile mele. Am scos o carte masivă. Draga mea a fost de eu, am fost anul dacă vrei. Chiar că ești doamnă. Și mă invită românii din Londra, mă iau de la Suceava, o pus deja un delegat, și voi vorbi românilor din Londra, mă iese cu cărțile mele, să rămână, doamne. Și eu am spus, vă urmărim, domnule, de multă vreme, știm ce faceți. Și mă duc să le vorbesc și vrem cărțile dumneavoastră. Asta e cartea pe care o doresc dumnealor să le prezint. Și mă uită și vreo 400 de cărți. Am scos-o acum 3 zile. 800 de pagini. Am ocit cu un an jumătate. Uitați-o. I-a fost cerere. Ne-am învățat carte române. Doamna Neluța, mă iubesc. Și dobi la doamna Ana, care a iubit-o Crouz, Tofa, s-a dus să scrie memorii și scot. Lor le datorez multe, multe. Plec la Londra și voi spune că românii spun adevărul. Iar nu peste multă vreme vă face conferințe cu mine pe, cum se numește, pe scal? Trebuie să mă duc la cineva să omul să-mi instaleze, că vor o zbă pentru tare, ne vorbește și spune subiect. Nu vreau să eu. Și vă plătim. Iată ca să vedeți ce mică e lumea. Mulțumesc, domnul fără el. Asta e o carte, prietenii mei din Havana, a apărut acum. Asta e o altă carte pe care a publicat-o anul 3.